În cartierul Alba Iulian Meridian locuiesc aproximativ 250 de persoane, în 80 de case racordate la toate utilitățile. Cartierul e unul rezidențial, cu imobile cochete, dar căile de acces arată jalnic. Asta au încercat să-i prezinte primarului Mircea Hava rezidenții din zonă, profitând de prilejul oferit de dezbaterea publică a bugetului local pe 2015. La un moment dat, dumneavoastră ne-ați propus și ne-ați spus că o soluție practică, asta ne spuneați prin 2009, o soluție practică ar fi pavarea, nu asfaltarea. Și am fost pe deplin de acord cu dumneavoastră. Dar suntem în 2015 și nu avem nici măcar proiectul. Deci noi suntem aici în fața dumneavoastră să vă rugăm să aveți bunăvoința să cuprindeți fonduri pentru proiect. Că așa după cum ați spus dumneavoastră anterior, nu avem proiectul, nu știm cât ne costă. Degeaba spunem că nu avem fonduri, dar dacă noi nici nu știm la faza asta cât ne-ar costa. E vorba de sub un kilometru lungime. De ani de zile, locuitorii din Meridian au aceeași mare problemă, bălțile și noroiul, cu excepția iernii când dau noroc cu înghețul. Avem foarte multe familii tinere, cu copii mici. Îngrozitor, nu poți ieși cu căruciorul la o plimbare la mall. Noi nu avem toți autoturisme, ieșim cu încălțările înglodate de noroi. Eu personal mă opresc la mall și îmi spăl încălțările, Dumnezeu ne-a dat mall-ul acolo, îmi spăl încălțările în toaleta mall-ului să nu arăt ca o caragioasă în oraș pe tot parcursul zilei. Și situația asta în cartier se locuiește din 2006, e adevărat, cu utilități pe organizare de șantier la momentul ăla. Dar totuși, 2006-2015, parcă e un pic cam mult, nu suntem în plin câmp, noi ne-am luat casele aici, în ideea că suntem aproape de oraș, nu ne luăm în plin câmp. E vorba de o distanță foarte scurtă din Livezii până la primele case, sunt 100-150 de metri. Da, e adevărat, ați făcut pentru cartier. La insistențele noastre, cu bunăvoință sau mai puțin bunăvoință din partea unora de prin oraș, în fine, am adus iluminat, nu mai umblăm cu lanterna în poșetă, să vedem unde-i valta mai mare, am scăpat de treaba asta. Dar acum totuși notăm în continuare în noroaie. Și rugămintea noastră este să prevedeți sume pentru elaborarea proiectului. Vă cerem chiar atât de mult. Câți ani să mai așteptăm pentru proiect? Primarul Mircea Hava a promis că în acest an se va întocmi proiectul, iar de la anul vor începe cel mai probabil lucrările la străzile din cartier. Avem câteva lucruri pe care, chiar dacă le avem în execuție, bun, pachetul este foarte mare, sunt câteva lucruri la care cred că vom renunța, pentru că îmi doresc din suflet să începem la dumneavoastră cu ceea ce înseamnă cartierul. Să scoatem, dacă trebuie, 50, 30, 40 de ani, ne va spune meseriașul. Eu v-am spus și domnul auzit, repede vreau să văd proiectul, noi dăm bună urmă după aprobarea bugetului, după care ceva bănuți o să agățăm de undeva, ca să începem interiorul. Primarul Mircea Hava a promis și se va ține de cuvânt, nu neapărat pentru că în 2016 vor fi alegeri locale.